Un tânăr din Târgu Jiu, care a fost prins cu obiecte contondente asupra lui și a amenințat alte persoane, a ajuns în pușcărie. În vârstă de 24 de ani, târgujianul are de ispășit o pedeapsă de un an și jumătate. Polițiștii l-au ridicat de acasă. La data de 18 februarie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de judecătoria Târgu Jiu pe numele unui tânăr de 24 de ani din localitate, condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de un an și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte sau substanțe periculoase. Tânărul ridicat de polițiști, pe numele căruia exista un mandat de condamnare, a fost încarcerat în penitenciarul Târgu Jiu.